Bună seara, suntem la o nouă emisiune Pelerin prin viață. Invitatul meu din această seară este părintele arhimandrit Andrei Coroian, preot slujitor la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați revenit la noi, părinte! Bine v-am regăsit! Părinte, astăzi suntem deja în Duminica a patra Apostului și care este Duminica Sfântului Ioan Scărarul. Și aș vrea să povestim despre acest mare sfânt, despre minunile pe care le-a făcut acest sfânt și despre cum ne ajută să urcăm scara spre credință și către Iisus Hristos. Da, Sfântul Ioan Scărarul, de fapt, Duminica a patra din post ne este dată cumva ca o detaliere a dragostei. Adică, așa cum spuneam noi, că în Duminica a treia ne-am întâlnit cu dragostea de Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu este un buchet de flori. Dragostea nu este o singură floare, ci este un buchet de flori. Se spune că este formată din 14 virtuți, dragostea, așa cum spectrul solar are 7 culori. Deci dragostea cuprinde bucuria, bunătatea, blândețea, dăruirea, curăția, armonia, mai mult. Și practic, deci de la dragoste, acum practic în Sfântul Ioan, noi ajungem să detaliem cumva viața duhovnicească. Sfântul Ioan, sigur, este foarte cunoscut în biserică și de aceea i s-a dat o duminică specială în postul mare, pentru că el a scris Scara Raiului, o carte intitulată Scara sau Scara Raiului, care este una dintre cele mai citite cărți după Sfânta Scriptură și poate cea mai importantă sau dintre cele mai importante cărți de spiritualitate din întreaga istoria bisericii. Practic, ea ne arată cele 33 de trepte ca să ajungem cât mai aproape de Dumnezeu. Da, ea este concepută cumva structurată, a zice, pe cele trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, care vin de sus, de la Dumnezeu, dar de fapt ea de fapt detaliază cele nouă trepte ale Mântuitorului, adică cum descrie cum Mântuitorul, viața duhovnicească, nouă trepte, prin cele nouă fericiri. Cele nouă fericiri, de fapt, întotdeauna când este pomenit un cuvios și când este pomenit Sfântul Ioan Scărarul, la biserică să citești o pericopă evanghelică, acea evanghelie din pericopa după Luca, din ziua Sfântului Erar Nicolae, referitoare la cele nouă fericiri. Și, practic, scara detaliază acele nouă trepte, cumva transformându-le în 33 de trepte, care încep cu lepădarea de lume sau lepădarea de sine, adică cine vrea să meargă pe calea lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să lepede de lume. Sigur, monahii să leapădă de lume în mod fizic, că părăsesc cumva structurile societății lumești și să duc într-o mănăstire care are mai puțină implicare, să zic, în societate în sens lumesc, adică mănăstirea o implicare în societate, dar în sens duhovnicesc, nu în sens lumesc. Da, adică vin în contact cu mai puțini oameni. Vin, dar în sensul că spiritualizează. Spiritualizează societatea. Adică se detașează de viața de zi cu zi. Da, de viața care cumva, adică lumească care duce la păcat. Și atunci, deci, prima treaptă este tocmai aceasta părăsire a celor lumești, lepădarea aceasta, părăsire. A doua este intrarea sub ascultarea unui călăuzitor. Da. Viața duhovnicească, așa cum nu se poate face școală fără un profesor, fără un dascăl, fără un drumător, cum nu se poate face sport fără un maestru, fără un antrenor, tot așa și în viața duhovnicească nu se poate călători, nu se poate înainta fără un duhovnic, fără un călăuzitor, un duhovnic care să fie experimentat, să fie trecut el însuși prin etapele vieții duhovnicești, să cunoască atât teoretic cât și practic, adică teologic, Sfânta Scriptură, învățăturile Sfinților Părinți, și practic așa să ducă, să poată conduce sufletele acolo.
Și apoi, din etapa aceasta ascultării, sigur, el trece prin multe etape. Dacă vă citesc doar așa spicuind, din cuprins, să vedeți cât de frumos descrie virtuțile și patimile cu care trebuie să luptăm, sunt adevărat. Deci dacă începe cu unul, lepădare de viața lumească, înstrăinare de viața, așa, apoi de fericită ascultare, care e capitolul 4, dintre cele mai frumoase capitole din ea, și apoi, deci pentru a păstra, iată, capitolul 6, despre aducerea mintei de moarte. Ca să poți păstra rugăciunea tot timpul, trebuie să te amintești de ieșirea din trup. Ceasul, peste un ceas eu voi ieși din trup, voi părăsi această lume, de seară sau dimineață. Ei, acest lucru cu gândul la Dumnezeu, cu gândul la Iisus Hristos și alipirea de El cu credință și cu dragoste, cu mare evlavie, acesta te păstrează într-o stare de rugăciune. Deci te poate păstra într-o stare de rugăciune ca să te rogi și să înaintezi. Apoi, ia uitați, despre plânsul cel de bucurie făcător. Rugăciunea, dacă nu ajunge la starea de rugăciunea inimii, este roși din inimă, și la starea lacrimilor, treapta a patra, e doar o rugăciune formală, o rugăciune exterioară sau o rugăciune teoretică, doar cu mintea. Deci nu ajunge la starea practică. Cumva e mecanic, fără să pui, să pui sufletul, sentimente, dacă pui sufletul, dorință foarte mult. Inima se, inima se trăiește stări de umilință, de căință, plânge și atunci după plânsul trăiește și bucuria. Ia uitați, despre nemâniere și blândețe, despre ținerea mintea răului, despre vorbire de rău și clevetire, despre vorbire și tăcere, despre minciună, despre teama cea lipsită de bărbăție, teama fără rost, despre iubirea de argint, iubirea de neagonisire, despre achidie, iată capitolul 13, adică acea stare de punct mort în care sufletul nu are nici dorința de a-și plânge un trecut păcătos, care pocăința e totuși un dinamism de a merge înainte, dar nu are nici dorința de a merge mai departe, adică o bucurie, bucuria visului că vei ajunge în vârful muntelui. Și atunci e acel punct mort, numit achedie, care e o stare mort. Sau, iată, despre nesimțire, despre somn, despre rugăciune, cântare de psalmi, despre dreapta socoteală, capitolul 26. Și sigur că, deci, după ce toată această trecere, slava deșartă, mândria cea nebună, deci, ultimele virtuți sunt capitolul de atât 29, despre cerul de pe pământ, adică ajungerea la nepătimire, ca omul să nu mai aibă patimi lucrătoare în el, adică să nu mai lucreze patimile în el și să le poată cumva stăpâni, adică inclusiv la nivel de gând, patimi, mânia, mândria, pofta, toate, și despre învierea sufletului înainte de înviere. Spune că cine ajunge să trăiască duhovnicește, deci doar prin Duhul lui Dumnezeu și să trăiască în el practic atât la nivel de gând, mental, la nivel de simțire, la nivel de voință, Iisus Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel, eu nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos gândește. Eu gândesc ca și Iisus Hristos în orice moment. Simt ca și Iisus Hristos. Voiesc ca și... Zice, cine ajunge la această stare, zice, trăiește învierea sufletului înainte de învierea de oști. Adică trăim anticipat învierea care se va să fie când nu va mai fi păcat. Și, sigur, ultimul capitol, capitolul 30, despre unirea celor trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea. Când omul, practic, să unesc cele trei virtuți, să unesc cele trei puteri ale sufletului, rațiunea, iubirea și voința, și omul devine unitate treimică, așa cum l-a creat Dumnezeu la început. Da. Omul devine restaurat. Și sigur, este foarte frumos scrisă cartea și foarte, foarte folositoare. Da, foarte utilă, adică te învață foarte multe lucruri. Acum aș vrea să vorbim puțin despre ascultare. Da, noi deci, credincioșii normali, de rând, da, care mergem la spovedit, la împărtășit, ne ducem la biserică. Practic și noi, dacă ascultăm, asta vreau să vă întreb, dacă ascultăm ce ne spune duhovnicul nostru și încercăm să respectăm toate acele lucruri,
și noi putem spune că trăim sub ascultare sau doar cei care trăiesc în mănăstiri și în alte demnități bisericești, doar dânsii pot să spună că trăiesc sub ascultare. Păi acum sunt, deci nu, ascultarea are diferite aspecte, da, știți? Da, că da, asta aș vrea să... paleta mai largă, da. Mai... deci ascultarea practic este fie oriunde, și în societate, și în familie, adică fiecare își are locul său. Adică ascultarea, mama are rolul de mamă, nu poate fi înlocuit. Ea are ascultarea de mamă, tata de tată, copilul de copil, fiecare, dascălul de dascăl, elevul de elev. Adică există o armonie cum la un automobil, roata dreaptă în locul rotei drepte. Dacă roata de acolo ar veni în locul volanului, nu ar mai fi. Adică există, ascultarea aceasta este, deci nu se poate trăi fără ea. Ascultarea, practic, e temelia armoniei. Fără ea nu se poate. Ei, sigur, bineînțeles că în biserică, care biserică se trăiește duhul restaurării vieții lui Dumnezeu, care înseamnă armonie de plină, aici toate sunt la locul lor. Și atunci, sigur că ascultarea creștinul cu familie are ascultare de biserică. În primul rând, ascultă cele 10 porunci. Da. Cât poate el. Ascultă cele 9 porunci bisericești, pentru că ele te integrează într-o comunitate creștină, într-o comunitate euharistică, adică noi suntem ființe sociale, nu ne naștem într-o familie, într-o comunitate, nu suntem anarhici. Da. Cumva. Și atunci tocmai poruncile, cele 9 porunci bisericești sunt făcute ca să ne integreze în biserică. Datoria de a ne ruga pentru conducător, de a ne ruga pentru episcopul locului, de a asculta de episcopul locului când dau o poruncă, un post sau ceva, asculta, de a îngropa pe cel care nu îngroapă nimeni, un sărac, de a vizita pe bolnavi, de a da sfat bun celui ce dă la îndoială, de a ajuta pe cei pe care nu-i ajută nimeni. Adică toate acestea sunt acte de sociale, acte de milă, care ne încadrează și ne fac responsabili într-o comunitate. Apoi, sigur, ascultarea aceasta, care e un alt pas, ascultarea duhovnicească, ascultarea de duhovnic. Ascultarea de duhovnic, ea e foarte importantă pentru orice creștin, pentru că, așa cum se zice în mănăstire, nimic să nu faci fără ascultare și binecuvântare. Făcând ascultare, intrând sub ascultare, tu atunci nu faci nimic într-un mod în care ai putea să greșești. Adică, exact cum la școală, întâi înveți lecția de la dascăl și apoi, după aceea, mai ai întrebări, poate și mai care se adaugă anumite, dar nu riști ca să înveți greșit. Că dacă nu ai riscat să înveți greșit. Ori așa e în orice lucru. Intând sub ascultare, asta eu spun mereu, dar oamenii care trăiesc sub ascultarea bisericii, a duhovnicului, nu riscă. Ei, dacă citești rugăciuni, cum îți vine ție, tu riști foarte mult, că nu știi. Dacă asculte duhovnicul integrat în biserică, el îți va da să citești niște rugăciuni care să citesc în biserică de 2000 de ani. Și tu intri în comuniune cu milioane sau poate chiar miliarde de creștini care le-au mai citit, care deja sunt biserica viitoare în cer. Adică nu faci nimic de capul tău. Tu atunci ești tot timpul ocrotit de har. Ești, dădeți cineva un exemplu asemănare, că dacă un polițist a încercat să lupte de unul singur cu mafia, l-ar captura. Dar dacă el mai are 100 în jurul lui care îl urmăresc din taină, îl văd, dacă îl atacă cineva, 7 cu lunetele care îl apără, el e tot timpul în siguranță. Deci, ori așa este și lupta duhovnicească, adică noi suntem o celulă din organismul uman, trupul lui Hristos, care este biserica. Și atunci noi suntem tot timpul sub ascultare, sub binecuvântare, nu putem trăi altfel. Acum, sigur că treptele diferă, fiecare are, deci mireanul pe o anumită treaptă, preotul pe o anumită treaptă, monahul pe altă treaptă, că el depune un vot, adică lepădă tot, ca să intre să nu facă nimic decât sub ascultare. Și noi suntem sub ascultarea episcopului în mănăstire și sub ascultarea și sub ascultarea starețului. Sigur, starețul de drept este episcopul peste toate mănăstirile, cum e parohul de drept peste toate parohiile, adică preotul e doar un delegat în parohia al episcopului sau starețul în mănăstire. Și atunci e sub ascultare, că pentru că ascultarea episcopului merge până la Iisus Hristos, prin succesiunea apostolică. Adică el ascultă de alte, Sfântul Sinod, a fost hirotenialță și tot așa, și așa iată se creează acel lanț al
crucii, adică iubirea crucii, binecuvântarea crucii lui Hristos, vine până în zilele noastre. O să întreb, sigur că pune mare accent pe lucrurile acestea. În trecut, monahismul se trăia într-un mod desăvârșit. El a trăit în muntele Sinai și pe sfârșitul vieții a ajuns chiar stare, spre la peste 80 de ani, stare la vreo 10.000 de monahi. Ori vă dați seama că acolo, ca să fie o armonie perfectă, deci nu poate fi decât dacă există o ascultare perfectă într-o mare mănăstire. Eu acolo e ascultare perfectă, exact ca într-o unitate militară, într-o unitate de elită. Deci ascultarea este perfectă, este desăvârșită. O să întreb, sigur, a fost și un om cu vocație, probabil sirian, născut pe la 550 și educat, că dacă la 16 ani deja cunoștea bine greaca veche și era atât de școlit, că în mănăstire n-a mai făcut școală, dar modul cum este conceput această carte dovedește că a cunoscut scrierul lui Platon, a cunoscut filozofia greacă veche, deci era numit Scolasticul, Ioan Scolasticul sau Ioan Sinaitul. Și el intră în, acolo în Sfântul Munte și el trece singur el prin toate aceste etape. De aici puterea lui în cuvânt, pentru că cartea a scris-o spre sfârșitul vieții și după ce el a trecut 60 de ani prin această experiență de ascultare. Poate deci merită puțin biografia lui, că atunci putem înțelege anumite lucruri. Modul, el scrie despre ascultare niște lucruri extraordinare. Despre exemplu, dă un exemplu despre un arhidiacon Macedonie care pleacă cu o anumită problemă familiară până în Alexandria, capitala Egiptului atunci, și întârzi o zi sau două, nu știu cât întârzi. Starețul pedepsește pentru că a întârziat o zi, punându-l între începători. Acolo erau mine. Și el stă acolo între începători și stă mult, mult și cere să rămână între începători. Deci, un alt tânăr care avachir, care a făcut tot așa, încercat peste măsură sau mai spune despre un alt părinte, Mina, care era al doilea după stareț. Și la un moment dat, starețul într-o seară l-a chemat până la el. El s-a pus în genunchi ca să ia binecuvântare la stareț și starețul s-a făcut că nu-l vede și l-a lăsat acolo până dimineață. Ei, vă închipuiți să stai 10 ore sau cât acolo. A stat în genunchi. Și el nu s-a supărat. A rămas și dimineața Sfântul l-a întrebat. Zice, cum ați putut să zice, am stat când am îngenunchiat în fața starețului, m-am gândit că îngenunchez înaintea lui Hristos, starețul reprezentantul lui Hristos pe pământ, sau episcopul, în modul cel mai de plin. Și stând în fața lui, zice, eu am stat ca în fața lui Hristos. Și cum, dacă ai sta în fața lui Hristos, stai 10 ore în rugăciune, nu te gândești că el nu te ascultă sau nu te bagă în seamă. Și am stat și am recitat toată saltirea. Zice, nu. Iată. Și sigur, unele mai și mai adânci, deci de exemple de ascultare despre un frate care 11 ani n-a fost călugărit și tot timpul a fost încercat și el a înțeles că e încercat și când a murit foarte tânăr la 31 de ani și starețul i-a pus trupul cu moaștele mucenicilor, izvora mir din tălpile lui. Și iată, sunt foarte multe. E sigur că Sfântul Ioan a putut să dea asemenea exemple datorită faptului că el a trăit el o asemenea viață. El a intrat acolo la 16 ani, a intrat ca ucenic la un mare părinte și după ce a ucenicit 20 de ani, a trăit singur într-o peșteră încă 60. A avut el un ucenic cu numele Moise. Deja el era văzător cu Duhul, făcător de minuni, l-a salvat de la moarte pe acest ucenic al lui. Și spre sfârșitul vieții a fost pus stareț al mănăstirii și se spune că la instalarea lui ca stareț, însuși Sfântul Moise, mare proroc al Vechiului Testament, a venit și a slujit și a organizat masa festivă. Spune că vedeau acolo printre mese un evreu, un îmbrăcat evreiește. Dar cine? Și atunci l-a întrebat pe Sfântul Ioan și el a spus, nu e un lucru străin domnului meu Moise ca să fie aici în acest loc sfânt al lui. Deci însăși Moise a venit din cer
și-a organizat, de la așa nivel duhovnicesc. El a scris scara, asta e bine să știm, la cererea unui alt mare sfânt stare, sfânt părinte, Sfântul Ioan din Rait. Acest sfânt părinte i-a cerut Sfântul Ioan să scrie o scară care să fie un dreptar pentru monahi, în primul rând, și pentru toți oameni duhovnicești, care să te ducă de la pământ până la cer. Adică de la lepădarea de lume, de la modul de viață lumesc, până la unirea cu Dumnezeu și trăirea în nepătimire, în credință, nădejde și dragoste, adică trăirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Și practic aceasta este scara. Ea merită recitită din când în când pentru toți, că dar o citim de zeci de ori, și merită citită pentru fiecare creștin. Ea aduce foarte, foarte mult. De ce v-am întrebat despre ascultare? Pentru că cred că ascultarea este foarte importantă, pentru că ea te face să fii și smerit, te face să respecti și cele 10 porunci și să te apropii din ce în ce mai mult de Dumnezeu, de credință, prin rugăciune, prin smerenie. Și cred că acesta este un lucru foarte important, să ai un duhovnic care să aibă aceste discuții cu tine și să-ți spună ceea ce este bine și ceea ce nu este bine să faci și chiar să cumva să îți fie jenă față de el să... Da, acum ascultarea să repeți anumite greșeli, pentru că asta doar așa poți să te îndrepți și poți să ajungi. Zice Sfântul Scărarul undeva aici în scară că starețul este pentru ascultător, pentru mănăstire, este un fel de Hristos văzut. Cumva și că ascultarea de stareț poate este chiar mai importantă decât ascultarea de Hristos. E zice el, acum sigur că noi oameni fiind și având condiția aceasta umană, fizică și psihică, ne favorizează mai mult prezența unei persoane prin care să primim poruncile lui Dumnezeu, să le receptăm și să le aplicăm apoi, să le trăim în viața noastră, decât învățarea abstractă a poruncilor lui Dumnezeu, adică a le învăța noi direct din cărți. Sau din și fiecare deci poate să le interpreteze cumva, adică nu toată lumea interpretează în același fel. Da. Chiar dacă le interpreta corect, deci prezența unei persoane este mai importantă decât învățarea abstractă a poruncilor. E acum, sigur că asta este pentru că poruncile poți să le înveți în mod corect, să zicem, doar în mod literar. Dar duhul lor, până când ajungi la o anumită trăire, nu poți să-l pătrunzi, să trăiești în duhul lor. Și asta e nevoia duhovnicului, adică în ortodoxie mai ales și în creștinism în general, dar și în alte religii, se pune foarte mare accent pe paternitatea duhovnicească. Paternitatea, adică pentru că fiecare învață, cum zice în înțelepciune, fiule, întreabă pe tatăl tău și el îți va vesti ție, îți va spune ție. Adică de la duhovnic, de la părinte, înveți modul cum se înțelege și cum se interpretează cu tare cuvânt al lui Dumnezeu, cum să trăiește. Și asta e foarte, foarte important. Adică desigur. Și să... pe lângă asta te ajută și dacă ai anumite probleme și vii și le spui, poate găsiți soluții împreună și treci mai ușor și peste bucurie și peste necaz și peste boale și peste toate lucrurile acestea. Da, da. E, tocmai ăsta e rostul. Adică sigur că duhovnicul, spre exemplu, el te duce, noi întâlnim lucrul ăsta, te duce cu gândul de la problema biologică sau psihologică, te duce la problema spirituală. Noi, poate de multe ori, venim la biserică pentru că avem niște probleme umane, să zicem așa, biologice sau psihologice. Dar noi nu înțelegem, de fapt, adâncul lor, că adâncul problemei este, de fapt, o problemă spirituală pe care tu n-ai rezolvat-o. O problemă ta spirituală. Ori dacă tu ajungi acolo și vezi, de fapt, această problemă spirituală și o rezolvi, celelalte deja au căzut de la sine, adică dacă ai... Și ăsta e rostul, adică că noi trebuie să ajungem până la urmă să ne vindecăm de patim, de slăbiciune, adică de înclinările spre păcat,
de patim și atunci, vindecându-ne de patim, noi vom practica virtuțile și vom trăi pentru Dumnezeu și atunci noi suntem chemați sigur că la botez, practic, noi ne declarăm ostași al lui Hristos, adică niște luptători în virtuți, luptători duhovnicești care luptă pentru bine, să progreseze în bine, nu care să se plângă de necazurile vieții. Exact. E absurd, adică un ostaș nici nu se încurcă cu treburile vieții, dar nici nu se plânge de probleme el, dar își rezolvă problemele spirituale, știți? Și ăsta e rostul. Și tocmai asta e, adică filocalia, deci scara face parte din filocalia volumul 9, traducerea românească pentru Dumitru Stăniloae. Iar tocmai asta te învață de fapt cum să te lepezi de sine, de sinele acesta, eu acesta, egoist, miorlăit, care să ajungi la vitejia duhovnicească. Da, care, pentru că eu te comporți într-un anume fel și a, omul e păcătos, este când foarte îndrăzneț și îndrăzneț în lucruri inutile, în lucruri de, când se plânge dacă dă de o problemă. Ori adevăratul nostru eu, adică nu îndrăzneț în sens lumesc, pentru că nu îl folosește cu nimic îndrăzneala, este nefolositoare, chiar periculoasă, nu se ști la nimic, să ai curaj să sari de la etajul 1 sau la etajul 2. Asta e un curaj inutil. Da. Dar te ajută să ai curaj atunci când să ravi, să iubești, când este o problemă, să poți ajuta sau așa. Asta se creează, adică dacă trebuie să sari de la etajul 2 ca să ajuți pe cineva, faci o cruce și poți să salvezi pe cineva. Stai, adică întotdeauna lucrările Dumnezeu sunt spre binele omului. Știți? Și aici trebuie, știți, înțeles. Și asta e plină scara de exemple acolo, de care au ajuns chiar sfinți prin ascultare, prin supunere, prin, sigur, rugăciuni, prin aplicarea virtuților. Părinte, am ajuns și la sfârșitul aceste emisiuni. Dacă mai vreți așa să spuneți ceva scurt, să transmitați un mesaj la telespectatori. Păi ce mesaj să le mai dau? Pentru Duminica Patră. Da. Să citească scara și să citească tâlcuirea fericirilor de Sfântul Grigore de Nisa. Vă mulțumesc, părinte. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Mărturisesc că este o reală bucurie și o reală plăcere să fac aceste emisiuni alături de domnia voastră. Aștept cu nerăbdare să ne revedem și să discutăm despre duminica a 5-a din post. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Sunt Dacia Teodorescu de la My TV Deva și nu uitați până data viitoare că suntem pelerini prin viață. La revedere!